Ce mare har! Mulțumim frumos, Paul! Și textul din fața noastră ne arată ce s-a întâmplat de fapt. Lucrurile nu se întâmplă doar la nivelul nostru, înțelegerea noastră, pe planul nostru. Există planuri care trec mult dincolo de noi și dacă acestea nu sunt împlinite, dragii mei, nici căutările noastre, nici alergările noastre nu duc absolut nicăieri. Și textul nostru ne spune că am fost izbăviți de sub puterea întunericului. Este vorba de o altă țară, o altă realitate, un alt Dumnezeu, un alt Domn. Am fost izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Capitolul 1, versetele 13 și 14, și aș vrea să le citiți împreună cu mine. El, Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Textul nostru continuă până în versetul 23 și îl vom citi pe parcurs. Dar o primă întrebare pe care aș pune-o este: cum am ajuns sub puterea întunericului sau în țara, dacă vreți, în țara morții, în țara întunericului? Mai nou, este foarte greu să emigrezi în Statele Unite sau oriunde în afara spațiului Europei. Aici noi suntem cetățeni europeni și ne mișcăm cu buletinul, dar poate cea mai facilă cale este să te căsătorești. Să te căsătorești cu americană sau cu australiancă sau de sex opus. Și dacă convingi autoritățile că relația este sigură, stabilă și sănătoasă, poate că primești mult mai ușor cetățenia. Mă vreau să vă spun că păcatul este o alegere liber consimțită de a trăi împreună cu Satana, de a trece în țara întunericului, în împărăția întunericului. Atunci când ispita bate la ușă, El nu poate da buzna în viața ta, ci te întreabă de bunăvoie și nesilit de nimeni, și în momentul în care zici da, în momentul acela Dumnezeu te dă pe mâna celuia care te-a pețit și a cărui mână ai acceptat-o. Deci păcatul este o relație liber consimțită cu cel rău. Asta este legea lui Dumnezeu. În Romani 6,16 ni se spune că noi ne dăm și noi suntem. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Avem doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dar ce-i păcatul? O poveste foarte complicată. În primul rând sunt păcatele noastre personale, toate minciunile noastre, orice călcare a poruncii lui Dumnezeu. Dar pe lângă asta, noi avem și o descendență, o linie genetică din care venim. Avem tată, mamă și moștenim o mulțime de scânduri în gardul vieții noastre care sunt șubrede sau putrede și pe unde ispita de buznaș de obicei trece și ajunge la noi și determină, într-un fel, păcatele personale. Dar este o problemă și mai complicată, în fața căreia ridicăm din umeri. Dragii mei, așa cum marele om din stat, primul ministru, hotărăște pentru noi și pentru copiii noștri și generații care vin și noi plătim după deciziile lor, bune sau rele, cum or fi, așa avem și noi un prim-ministru, pe cel din tâi Adam, care a luat o decizie în Eden și decizia aceea ne-a afectat pe toți. Acesta este păcatul prin reprezentare. Am păcatul personal, păcatul moștenit și păcatul prin reprezentare. Acum, Dumnezeu nu te pedepsește decât pentru păcatele personale. Dar ce să fac dacă, din pricina mamei și a tatălui meu, moștenesc anumite tentații păcătoase? Și mai gravă întrebarea, ce să fac eu cu Adam care a trăit cu mii de ani în urmă? Cineva definea păcatul acesta prin reprezentare, este ca și cum ai naufragia în mijlocul oceanului, ți s-ar lua colacul de salvare și ți-ar spune, ești liber, dacă poți înota până la mal, vei fi salvat. Atenție, sunt răchini în apă. Și te-ar lăsa să vezi ce poți face. Cu alte cuvinte, n-ai absolut nicio nădejde, nicio posibilitate.
În Romani, capitolul 5, versetul 12, Pavel ne spune: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și acel singur om este Adam și soția lui Eva, și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Sau dacă vin în Romani, capitolul 3, versetele 10 și 23, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Să dați-mi voie să devin puțin mai personal, să las pe David să vorbească. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Cu alte cuvinte, toți suntem și aparținem împărăției întunericului, sau, dacă poți vorbi la trecut, ferice de tine, am aparținut împărăției întunericului. Dar dacă ești în ea și rămâi în ea, îți vei trăi veșnicia în ea. Și asta este problema. Și aici este importanța alegerii pe care Paul a făcut-o. Momentul acela care, în urma zbaterilor, s-a adunat într-o decizie, în decizia de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos în fața lumilor văzute și nevăzute. Am o întrebare pentru mine și pentru tine. Ai fost izbăvit din împărăția întunericului, de sub puterea întunericului și strămutat în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu? Observați, lucrarea aceasta o face Tatăl. El, Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Acum Dumnezeu, Scriptura ne spune că este atotputernic, face ce vrea, nimeni nu-i poate spune ce vrei, ce faci, da? Dacă El voiește să mântuiască pe toți oamenii, întrebarea mea este de ce nu-i mântuiește? Scriptura spune, largă-i calea, mulți sunt cei care merg pe ea spre pierzare, îngustă-i calea care duce la mântuire. Dragii mei, atotputernicia lui Dumnezeu nu-i suficientă pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. Și de aceea textul nostru spune că a fost nevoie de Fiul dragostei Lui care să ne răscumpere și să ne ierte păcatele. Răscumpărarea rezolvă problema legală a Tatălui. Iertarea rezolvă problema morală a Tatălui. Ca Dumnezeu să rămână Dumnezeu, să rămână în armonie cu sine însuși, ambele probleme trebuiau rezolvate pentru ca noi să fim izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Deci a trebuit să fim izbăviți prin răscumpărare și iertați pentru împăcare cu Dumnezeu. Dar de ce era nevoie de această răscumpărare de sub puterea întunericului? Pentru că Dumnezeu ne spune prin Pavel, în 1 Corinteni 15 cu 56, boldul morții este păcatul, acul cuvenin al morții este păcatul, dar puterea păcatului asupra noastră, puterea întunericului asupra noastră este însăși legea lui Dumnezeu. În momentul în care, de bunăvoie și nesilit de nimeni, am întors spatele lui Dumnezeu și am zis da celui rău, noi am intrat într-o relație de căsătorie cu El și legea lui Dumnezeu a consfințit această relație. Observați, puterea întunericului asupra noastră este dată de însăși legea lui Dumnezeu. Oricât de puternic ar fi Dumnezeu, nu ne poate smulge pur și simplu zicând: m-am răzgândit. El nu poate face lucrul acesta. Și atunci întrebarea mea este: cum mă poate Dumnezeu izbăvi de sub puterea, din această relație de căsătorie cu cel rău? Ascultați-l pe Pavel în capitolul 7 din Romani, primele 4 versete. Nu știți, fraților, vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei atâta vreme cât trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Acum asta se întâmplă pe planul omenesc. Dar Pavel în versetul următor ridică metafora pe planul relațiilor în lumea spirituală, a relațiilor dintre mine și Satana. Bărbatul meu este Satan, el nu moare.
Și asta este marea problemă. Legea are putere asupra omului câtă vreme trăiește în el. Și aici e marea dilemă. Cum poate un Dumnezeu drept care a dat această lege și care întărește puterea celui rău asupra mea să mă smulgă din mâna lui fără ca el însuși să devină nedrept, să-și calce propriul lui cuvânt, propria lui lege? Pentru asta v-aș duce în Vechiul Testament să vorbim puțin despre cetățile de scăpare. Dumnezeu a poruncit lui Iosua, după intrarea în țară, să așeze 6 cetăți de scăpare. Erau cetăți preoțești și 3 erau de o parte, 3 de cealaltă parte a Iordanului. Cetățile au fost așa căutate și așezate, încât oriunde te-ai fi aflat, dacă aveai nevoie de cetatea de scăpare, să ajungi în ea cale de o zi, astăzi. Dar care era rolul lor? Ele funcționau într-un caz specific. Dacă din întâmplare, fără să vrei, fără să fii premeditat, ai omorât pe tovarășul tău, ți-a scăpat securea din coadă, l-a lovit în cap, erați prieten, erați la tăiat lemne și el a căzut jos mort în fața ta. În momentul acela, ai lăsat absolut totul, ai uitat de nevastă, de copii și ai alergat cât te-au ținut picioarele până la poarta cetății de scăpare. Nu conta că era miezul nopții. Ai început să bați în poartă până când ți se deschidea, iar ai primit înăuntru și apoi dus în fața marelui preot să fii judecat. Dacă marele preot te declara nevinovat de omor cu voia, te întorceai înapoi în pușcăria ta sau, dacă vrei, în locul tău de adăpost, unde răzbunătorul sângelui nu avea acces. Răzbunătorul sângelui în Vechiul Testament era cea mai apropiată rudă a celui care a decedat. El avea obligația primită și puterea primită din partea lui Dumnezeu să te omoare. Dar oare de ce? Aș vrea să vedeți câteva aspecte legale care țin de cetatea de scăpare. În primul rând este Dumnezeu. Tot Vechiul Testament este poruncit de el. Moise nu le-a inventat, nici Iosua mai târziu. Deci Dumnezeu și legea lui guvernează totul. Există răzbunătorul sângelui. Spuneam că este ruda cea mai apropiată. Legea lui Dumnezeu dă dreptul sau puterea morții răzbunătorului sângelui. Apoi există puterea morții care induce frica de moarte în cel vinovat, în cel care s-a pomenit vinovat pentru că a omorât din greșeală pe semenul lui. Există apoi cetatea de scăpare în care trebuia să alergi și era marele preot care tranșa lucrurile prin moartea lui. La moartea marelui preot, legea lui Dumnezeu lua din mâna răzbunătorului sângelui puterea morții, frica de moarte dispărea din inima celui vinovat și el se întorcea liniștit acasă. Aș vrea să subliniem 3 lucruri. În primul rând, gravitatea omuciderii. Aduceți-vă aminte de Cain și Abel. Când Cain, care nu erau foarte mulți oameni în jur, nu erau primii doi, afară de părinți, a crezut că și-a rezolvat mâniile și nimeni nu știe, Dumnezeu strigă și spune: sângele fratelui tău strigă din țărână împotriva ta, strigă la mine. Iar dacă coboriți cu Noe din corabie, ascultați ce îi spune Dumnezeu în capitolul 9 din Genesa, versetul 5. Voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc. Observați, nici măcar animalele nu sunt scutite de legea aceasta, de la orice dobitoc. Îl voi cere înapoi din mâna oricărui om, din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui trebuie să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Fiind creați după chipul lui Dumnezeu, nu suntem entități neglijabile, ca să uităm. De aceea, dragii mei, imaginați-vă cum privește Dumnezeu la planeta noastră. M-am îngrozit duminica trecută când am auzit că peste 23 de milioane de prunci au fost omorâți în pântecele mamei lor. Imaginați-vă sângele nevinovat care plutește peste țara aceasta. Cam la cine am putea aștepta din partea lui Dumnezeu? Dragii mei, vărsarea sângelui semenilor noștri creează un dezechilibru în ecosistemul moral, spiritual, în care noi trăim. Și Scriptura nu vorbește despre omor predestinat sau omor fără voie. Orice omucidere nu poate fi rezolvată decât dacă sângele a fost plătit prin sânge. Acum, care e rolul marelui preot?
vedem cât de gravă este omuciderea și de aceea, chiar dacă era fără voie, omul acesta trebuia să fugă cât îl țineau picioarele în citatea de scăpare. Și abia decizia marelui preot hotăra dacă el trăiește sau moare. Dacă marele preot spunea el trăiește, el trebuia să stea în citatea de scăpare până la moartea marelui preot. Dar asta crea o nedreptate extraordinară între oameni. De pildă, dacă eu mergeam la pădure și eu eram cel căruia scăpat toporul și omoram pe semenul meu, intram în citatea de scăpare, marele preot a dat verdictul și eu nu muream, dar avea 92 de ani. Și a doua zi el murea, marele preot. Deci am, praise the Lord! Și mă întorceam acasă. Treceam pe lângă răzbunătorul sângelui și o singură zi de detenție sau, dacă vreți, de ocrotire în cetatea marelui preot. Dar dacă ție ți se întâmplă același lucru o săptămână mai târziu și între timp marele preot s-a schimbat și avea doar 20 de ani, mureai în cetatea de scăpare sau îți petreceai toată viața acolo sau 50, 60, 70 de ani în cetatea de scăpare. Nu e o nedreptate? Dragii mei, trebuie să fie ceva cu moartea marelui preot. Eu cred că cel vinovat se adăpostea nu în cetatea de scăpare, ci se adăpostea tocmai în marele preot. Tocmai în marele preot. Când marele preot murea, atunci se dădea viață pentru viață. Și în momentul acela, legea lui Dumnezeu lua răzbunătorului sângelui puterea morții. Dar ce prefigurau toate aceste lucruri pentru noi, cei din Noul Testament? Pentru asta trebuie să deschideți cu mine în Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, este vorba de Domnul Iisus, de întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Textul, prin terminologia lui, ne aruncă înapoi în istoria cetăților de scăpare. În primul rând este Dumnezeu și legea Lui care guvernează întregul univers, apoi este marele preot, apoi este cel ce are puterea morții și în al patrulea rând este cel vinovat. Cel vinovat de moarte sau de un păcat de moarte. Vreau să vă spun că există o paralelă între Vechiul și Testament, Vechiul și Noul Testament. Știți de ce? În primul rând Dumnezeu este același și are exact aceeași atitudine față de păcat. Plata păcatului este moartea. Și aici nu e vorba doar de omucidere, e vorba de orice călcare a poruncii lui Dumnezeu. Marele preot de data aceasta este Domnul Iisus Hristos. Vinovatul, cel care tremură de frica morții, de frica pedepsei, este păcătosul. Răzbunătorul sângelui, în schimb, nu e un om, ci diavolul însuși. Și citatea de scăpare este Hristos. Răzbunătorul sângelui, în cazul acesta ne și speriem când ne gândim la el, da, diavolul, a primit de la Dumnezeu, prin legea lui, acest drept de a fi împlinitorul dreptății lui Dumnezeu. Dacă plata păcatului este moartea, de aceea, dragii mei, puterea păcatului este legea. Legea lui Dumnezeu de răzbunătorului sângelui puterea morții. Legea lui Dumnezeu, practic, hotărăște această relație și până când legea nu o desface, până atunci problema legală a lui Dumnezeu nu este rezolvată. Dar așa cum legea lui Dumnezeu, practic, mă dă pe mâna celui rău, tot așa, prin legea lui Dumnezeu, se spune că în momentul în care marele preot moare, răzbunătorului sângelui sau diavolului îi se ia puterea morții. Nu mai are niciun drept asupra vieții mele. Sunt liber. Observați, de moartea Domnului Iisus Hristos, a marelui nostru preot, atârnă izbăvirea noastră. Când textul spune că Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui, El n-a putut-o să o facă pur și simplu, pentru că e tot puternic. Și-ar fi negat dreptatea lui
Și de aceea trebuia să găsească o soluție legală pentru ruperea acestei relații de căsătorie. Și soluția aceasta este prefigurată, dragii mei, încă din Vechiul Testament, prin istoria cetăților de scăpare. Și atunci când marele nostru preot, care nu e un preot aronic, ci este mare preot după rânduiala lui Melchisedec însuși, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a fost răstignit pe cruce. Acolo pe cruce Dumnezeu a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare. A dezbrăcat domniile și stăpânirile de ce? De puterea lor asupra mea. Le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, prin moarte. Și nu oricine este cel care moare pe cruce. Deci răscumpărarea rezolvă problema legală a lui Dumnezeu. Dar iertarea trebuie să rezolve problema morală a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea, El nu poate trece păcatele cu vederea. Nu poți zic, oh, ești bun, ai ochii albaștri, ești frumos, ai pus mult în perș, pe tine te iert. Nu, nu, Dumnezeu nu poate face așa ceva. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Se pune deci o întrebare. Cum se poate ca moartea, chiar dacă este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, acum 2000 de ani, să mi se atribuie mie, Beni fără Gău, lui Paul sau oricui altcuiva din sală? Cum se poate? E așa de simplu? Vin pur și simplu, iau cartea aceasta, o deschid, iau pixul și îmi scriu numele, după care trec prin ritualul botezului și lucrurile acestea s-au rezolvat. Cum mi se atribuie mie jertfa Domnului Iisus Hristos? Mai am încă o problemă. Nu-i suficient să mi se dezlege relația cu cel rău. Trebuie ca Dumnezeu să-și deschidă brațele și să mă primească acasă. Ca Tatăl pe Fiul risipitor. Și observați, dacă răscumpărarea rezolvă problema mea cu împărăția întunericului, iertarea rezolvă problema mea cu Tatăl. Ce extraordinar lucru să vii de la porci. Și toți am fost acolo. Și te aștepte tata cu brațele deschise, să te primească tata. Versetul 4 din Roman, capitolul 7, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, trupul acela răstignit pe cruce, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Acelui ce a înviat, a murit și a înviat, da? Și aceasta ca să aduce în roadă pentru Dumnezeu. Când te întorci la tata, te întorci ca mireasa lui Hristos. Și părintele n-are nimic împotriva ta. Da? Dacă ești mireasa lui Hristos, Tatăl te primește, ba mai mult, pregătește nuntă pentru Fiul Său, ne spune Domnul Iisus Hristos însuși. Ascultați, mă întorc înapoi în Coloseni, capitolul 2, versetele 11 la 14. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. De ce a dispărut frica morții din viața mea? Nu numai că a dezbrăcat domniile, ci El este șeful. Dragii mei, Dumnezeu l-a ridicat mai pe sus de orice domnie, orice putere, orice nume, care poate fi numit nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Câte vreme sunt cu Hristos de braț, câte vreme sunt în relație cu El, prin credință, El este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dar ascultați ce spune textul în continuare. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. M-aș opri pentru câteva comentarii. Tăierea împrejur este o noțiune vechi testamentală. Dacă nu înțelegi ce e acolo, nu înțelegi nici ce e aici. După ce Dumnezeu a intrat cu Avram într-un legământ, Avram a pregătit dobitoacele și l-a așteptat pe Dumnezeu să vină să treacă pe culoarul dintre jertfe. Dumnezeu a așteptat până când Avram a țipit și în momentul acela a trecut singur pe culoare rostind cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă tu, Avrame, vei călca legământul. Dar apoi în capitolul 17 Dumnezeu îl obligă să își facă un semn în trupul lui și asta este tăierea împrejur. Tăierea împrejur este semnul legământului, semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Orice copil de parte bărbătească care nu este tăiat împrejur a opta zi, trebuie să fie omorât. Asta este legea.
Cu alte cuvinte, tăierea împrejur simbolizează apartenența mea la o altă țară, o altă realitate, o altă familie, la un alt popor. Dar textul nostru spune, în El, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, sau să folosesc o altă sintagmă, cu tăierea împrejur a inimii. Pentru că noi aparținem de un alt popor, de o altă țară. Pavel ne spune că avem intrare liberă la Tatăl, nu mai suntem nici străini, nici oaspeții casei, suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dar ca să putem fi primiți ca oameni în casa lui Dumnezeu, ni se spune, fiind îngropați împreună cu El prin botez, și dacă n-ai fost îngropat împreună cu El prin botez, n-ai înviat împreună cu El. Tatăl nu poate primi oameni păcătoși. Iertarea noastră, știți cum vine? Prin moarte. Și Tatăl a găsit cu cale să ne împrumute moartea Fiului Său. Noi primim această ofertă a lui Dumnezeu în momentul în care suntem îngropați împreună cu El prin botez. Totul începe aici. Dacă n-ai curajul să iei pixul, să strici numele, aici sau în altă parte, în mod conștient, știind ce faci și împlinind porunca lui Hristos, nu poți face parte din familia lui Dumnezeu. Doar în felul acesta suntem tăiați împrejur în inima noastră ca să aparținem unei alte împărății, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, observați care era problema noastră. Prin firea noastră pământească, prin cine suntem, noi aparținem împărăției și puterii întunericului. Firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Ce extraordinar verset! Dacă este cineva în Hristos, adică dacă am murit împreună cu El, vom și învia sau vom trăi împreună cu El. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Să simți toate păcatele, tot trecutul tău spălat și să fii primit de Dumnezeu. Și uitați-vă la versetul 14. Dumnezeu a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și L-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Zapisul cu poruncile. Imaginați-vă o listă lungă pe care sunt toate păcatele tale. Păcatele înfăptuite în motivații, în atitudini, în gânduri, în vorbe, în fapte. Toate. Eu cred că ale mele înconjoară Clujul. Da? Dar nici tu nu ești mai puțin vinovat ca mine. Și dacă ar fi un singur păcat pe lista aceea, Scriptura spune, plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, dreptatea lui Dumnezeu trebuia să rezolve păcatul. De aceea era nevoie de iertare, ca să poată fi reîmpăcare, să poată fi includere în familia lui Dumnezeu. Dar dacă mă uit pe cruce, nu păcatele mele le văd acolo, ci pe însuși Fiul lui Dumnezeu răstignit în locul meu și în locul tău. Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, a plătit pentru toate păcatele lumii. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și aici intri și tu și eu, încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În momentul în care prin credință accepți moartea împreună cu Hristos prin botez, îngroparea ta prin botez împreună cu Hristos, urmează o înviere. Dar cel care vine la viață împreună cu Hristos este o făptură nouă, spălat, curățat, iertat, compatibil cu cerul, potrivit pentru a te întoarce acasă. Hristos a fost coborât de pe cruce și în locul Lui au rămas păcatele mele, păcatele tale, păcatele tuturor celor care acceptă oferta lui Dumnezeu prin credință. Ce mare har! Toți ne naștem în împărăția întunericului. Absolut toți. Trebuie să fim smulși de sub puterea întunericului și această putere o are prin legea lui Dumnezeu. Dar ca Dumnezeu să poată face lucrul acesta, El trebuie să o facă rezolvând problema lui legală și problema lui morală. Problema lui legală o face prin răscumpărare, prin moartea marelui preot.
După cum Dumnezeu în înțelepciunea Lui a închis pe toți oamenii în neascultare, tot așa Dumnezeu, dragii mei, a făcut-o ca să poată îndura de toți. Ar trebui să citesc textul mai departe, în Roman, capitolul 5. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, tot așa, printr-un singur om, a venit o ofertă de iertare, o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Și cel care a murit pe cruce nu este un om de rând. El este chipul Dumnezeului celui viu, cel întâi născut din toată zidirea. El este Logosul întrupat, dragii mei. El este întipărirea lui Dumnezeu în materie, în vederarea nevăzutului. El este cel care, ca Dumnezeu adevărat, a umblat printre noi plin de har și de adevăr. El este acela care i-a spus lui Filip: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl. Dragii mei, ca Dumnezeu să rămână drept, El nu putea, prin altcineva, împlini toată această lucrare, răscumpărarea și iertarea. El a trebuit, El însuși, să facă această lucrare. Și Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Aș vrea să închei punând o întrebare. Ai fost răscumpărat și iertat ca să poți fi strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui? Toate verbele sunt la trecut și asta este bucuria mea. Și cred că bucuria lui Pavel când scrie Colosenilor. El a auzit despre nădejdea lor, despre credința lor, despre dragostea lor. Și dacă nădejdea naște credință, credința se dovedește în fapte, cu alte cuvinte, în dragoste, în buna rânduială. El poate să pună toate verbele la trecut. Dar întrebarea mea este, care sunt dovezile prin care eu pot să știu că toate acestea sunt adevărate și pentru mine? Aș vrea să vă imaginați, oricum e primăvară și poate că aveți viță de vie în grădină și ați tuns-o în primăvara asta. Dacă nu, opriți-vă lângă una sau un pic mai târziu în toamnă când veți vedea ciorchinele atârnând pe mlădița respectivă și gândiți-vă la relația dintre viță și mlădiță. O aveți în capitolul 15 din Ioan. Ioan spune și cuvintele Domnului Iisus: orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Orice mlădiță care duce roadă, o curățește să aducă și mai multă roadă. Cu alte cuvinte, când relația dintre viță și mlădiță este sănătoasă, viața din viță curge prin mlădiță și mlădița rodește. Mlădița nu trebuie să laude că am fost strămutat din moarte la viață, pentru că se vede viața în ea. De aceea, dragii mei, nădejdea, dacă naște credința mântuitoare, credința se vede în dragoste, se vede în relațiile dintre noi, se vede în viața schimbată, se vede în roadele credinței. Și dacă roadele credinței nu sunt acolo, restul e o teorie și nu are absolut nicio valoare. Gândiți-vă, vă rog, la mlădiță și la relația ei cu vița. Și acum ascultați cererea lui Pavel din capitolul 1, versetele 9 la 12. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, care lucruri? Faptul că ați auzit Evanghelia, ea a deschis fereastra cerului și nădejdea voastră s-a ancorat în lucrurile promise de Dumnezeu, în moștenirea care vă așteaptă în ceruri, ați crezut în Hristos și lucrul acesta se vede din dragostea voastră, nu încetăm să cerem. Să cerem ce? Să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Imaginați-vă seva din viță curgând în mlădiță. Să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească. Dar de unde se știe că lucrul acesta se întâmplă? Versetul următor. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul și să-i fiți plăcuți în orice lucru. Dragii mei, noi toți ne putem lăuda cu teoria pe care o învățăm din Scriptură. Viața ne confirmă sau ne dă de gol. Cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, ca viața din viță să curgă în voi, mlădița,
cu orice fel de înțelepciune și pricepere domnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Dar astea la ce mai sunt bune? Dragii mei, de multe ori venim la Dumnezeu doar pentru ceea ce ne dă. Pentru poverile și bolile care ni le ia, pentru succesele care ni le oferă, pentru faptul că ne asistă, pentru faptul că ne răspunde la rugăciuni. Ce se întâmplă în momentul în care, așa cum spunea Paul, am strigat la Dumnezeu, părea că cerul tace. Când boala îți frădelește mai departe trupul, când îți pierzi serviciul, când se îmbolnăvește copilul, când Dumnezeu îți ia cei mai drag, ce se întâmplă? Pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Dar la ce bune toate acestea? Ascultați cum se termină textul zilei de astăzi. Negreșit, veți avea parte de moștenirea Sfinților în lumină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o, care v-a fost propăduită, oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Cu alte cuvinte, textul spune, nu-i suficient să fii strămutat din împărăția sau de sub puterea întunericului în împărăția Fiului Dragostei Lui, ci trebuie să rămâi acolo. Să rămâi acolo când nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, când nu știi de ce lucrează Dumnezeu, cum lucrează, când se pare că toată lumea se întoarce împotriva ta. Și atunci când ești obosit. Și atunci când te lupți cu firea ta pământească și pare că nu mai dai de capăt la firea ta netăiată împrejur. Răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Când Domnul Iisus spune pildă de împărăției, este o pildă care o mestec cel mai greu. Este pilda greuntelui de muștar. Pentru că e cea mai mică dintre toate semințele și, Doamne, mult timp îi trebuie să ajungă un copac mare. Și ăsta e procesul sfințirii. Nimic nu vine peste noapte în viața niciunea dintre noi. Și de aceea trebuie să rămână ancorat în mlădiță și să las viața din viță să curgă prin mine. Dovada, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, fiind întărit pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie și mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Dragii mei, asta mă rog pentru Paul și pentru casa ta. Nu-i suficient să faci pasul. Așa cum în ciclism ai învățat că există un premiu și te-a întrebat, au fost curse în care n-ai primit nimic? Ai fost? Așa e și în viața creștină. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și premiul alergării îl primești doar dacă ai rămas credincios în Hristos până la capăt. Amin.